Vă mulțumesc, vă mulțumesc tare, tare mult că și astăzi v-ați făcut timp de noi, la Oameni de Poveste. Ce zile frumoase de iulie, să vă faceți planuri mărețe, că merităm cu toții un pic măcar de vacanță. Am auzit că ați luat bacul. Ce bine, bravo! Înseamnă că v-ați pregătit, înseamnă că știți ce vreți de la viața asta. Pentru cei care n-au luat bacul, sunt și acolo șanse, pentru că mai e o etapă, o să fie foarte bine. Important e să punem mâna și pe carte. Astăzi, un om care a stat cu mâna pe carte toată viața, are un CV impresionant și de când îl cunosc, vreau să vin aici, la Oameni de Poveste. L-am curtat, a zis, hai că vin! E jurnalist, iar vocea dumnealui e foarte, foarte căutată la radio. L-am și văzut foarte, foarte multă vreme la televiziune. A spus foarte, foarte multe povești și atunci când oamenii dragi se adună la un loc, iese așa, iese ceva bun. Domnule Vasile Pohoață, vă mulțumesc tare, tare mult că ați acceptat invitația mea. Și eu mulțumesc pentru invitația făcută și dăm voie... Adina, să spun că mă simt foarte, foarte bine în acest ambient. Vă mulțumesc tare, tare mult. Povestea începe acolo, în copilăria noastră. Domnul Vasile Pohoață provine dintr-o familie frumoasă, sănătoasă, de români adevărați și harnici. 11 copii, 10 băieți și o fată, cel mai mare. Da, cel mai mare. Cum v-a fost? Așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Chiar că e o întreagă poveste, pentru că... Na, trebuie să spun. Am rămas orfan de tânăr la un an și două luni. Tatăl meu a murit pe graniță la satul mare. Mai avea două luni. Se lasă la vatră. Avea 23 de ani. O, Doamne! Și mama avea 22 de ani și mama s-a recăsătorit la 4 ani, da. După o rânduială, bineînțeles, după, da, tradițională să spunem, s-a recăsătorit și frații ceilalți erau din cea de-a doua căsătorie a mamei. Dar frați buni fiind toți, fiind din aceeași mamă, așa exact. Se spune că suntem frați buni, da. A fost un scenariu de viață sănătos, pentru că a trebuit, așa cum erau vremurile și o rânduială, cum ziceați, să aveți grijă de frații dumneavoastră. Pe aici, într-un pe acolo. Da, dar ceea ce a fost că eu, după ce am terminat școala elementară, cum era atunci, da. Așa se spunea, nu, școala generală, am plecat la liceu și tot pe drumuri am fost. Sau, să mai bine spus, folosindu-mă de o expresie a bunicii mele, după mama, că am stat numai printre străini. Da, dar și statul ăsta printre străini, că așa a fost și destinul meu, v-a priit, v-a întărit. Liceul pedagogic, cine v-a dus spre liceul pedagogic? Da, e o întâmplare totuși. Da? Mulți spun, mai ce pile ai avut, cine ți-a avut grijă, cine te-a ajutat? Nu poate să ne ajute altcineva decât numai Dumnezeu. Pentru că nu se explică altfel cum eu, de-au apărut în calea mea niște oameni care, să zic așa, chiar mi-au schimbat destinul. Nu știu dacă se poate fi schimbat destinul, dar așa a fost să fie. Pentru că mi-aduc aminte, eram acasă, terminasem școala generală, să-i spunem, pe înțelesul tuturor, școala elementară, și venise acasă vara dreaptă a mamei mele, tante Aurica Nistor, mama actorului Stelian Nistor. Am înțeles. Și ea terminase școala normală. Da. Și a venit acasă și a întrebat, mamă, ce fac eu? Ce intenție am? Unde vreau să ajung? Ce cu mine? Eu vreau la școala de meserie. Erau foarte căutate atunci școlile de meserie. Terminai 3 ani sau 2 ani, cum era la construcții, și mergeai în producție. Aveai salarii, era ceva, mă rog, era ca o realizare atunci. Corect. Pentru un tânăr plecat de la sat. Ei, și tante Aurica zice, nu, hai la liceul pedagogic. S-a reînființat liceul pedagogic, fusese între 2 ani liceul pedagogic și s-a reînființat și zice, hai la liceul pedagogic. Nu vreau la liceul pedagogic. 5 ani am stat la internat. Știu, la liceul pedagogic, cunosc 5 ani de liceul pedagogic. Și am terminat șef de promoție. A, bravo!
Șef de promoție la liceul pedagogic. E ca o poveste dintr-o carte. Nu v-ați dorit și totuși ați stat cu burta pe carte. Dar în 5 ani de liceu. Am avut încotro, că de acasă așa mi-a spus: băi băiete, ai grijă unde mergi și nu le faci de râs. Și am spus, dacă nu, vii înapoi. Doar aia avem treabă și acasă. Este de cosit, de prășit. Avem! Lucrul la pădure. Da, pentru că în locurile de unde proveniți, într-adevăr, oamenii sunt foarte harnici și fiecare își găsește locul lui. Nu era încotro și mai ales că am stat deci la internat 5 ani, aproape că e incredibil. Și după aceea când am venit la Iași, ca student la conservatorul de muzică, George Enescu din Iași, n-am fost la catedră deloc. Culmea că în toți cei 5 ani cât am fost la liceu pedagogic, așa, la Suceava, deci departe de casă, printre străini, imaginează-ți, Adina, că ai mei, o singură dată au fost în primul an la o singură ședință de partid, cu părinții. Da. O singură ședință, a fost mama la o singură ședință, atât. În rest, nu. Acum cum alergăm noi după copiii noștri? Da, nu vreau să o lăsăm așa retorică. Da, erați responsabili pe propriile destine și vedeați în viitor, vă proiectați viitorul cu responsabilitate. Eu cred că a fost și rolul profesorilor pe care am avut. Dascăle adevărați. Adevărați profesori, întâlniri foarte buni psihologi, pentru că majoritatea eram copiii de la țară. Da. La multe fete. La mine, când am făcut liceul pedagogic, eram 30 de fete. De asta vă zic. La Ploiești. La Ploiești? Și conservatorul de la Iași. Avem oarecum aceeași pași. Bine, au fost două clase de învățători, câte 40 de elevi, dar am rămas spre final o singură clasă de învățători. Ceilalți s-au pierdut pe traseu. Așa se diluau lucrurile atunci? Așa a fost să fie. Era seriozitate maximă. Trăierea a fost formidabil de dură. De dură. Trăierea a fost extraordinară. Și, culmea, eram numai 7 băieți eram în clasă. Restul numai fete. A fost raiul pe pământ acolo pentru dumneavoastră. Bun, ați terminat liceul pedagogic. Ați zis că n-ați profesat nicio secundă. Nu. De ce? Pentru că am venit imediat după examenul de stat. Da? Atunci era examen de stat. După aceea s-au schimbat lucrurile. Am venit la proba de aptitudine, la conservator. Și au fost numai 4 zile între examenul de stat și proba de aptitudine la conservatorul din Iași. De-abia am avut timp, eu și cu un coleg al meu, să ne facem fișele alea medicale, că trebuia la înscriere să ai fișa medicală. Exact, măcar medicală. Atât. Și am făcut tot la Suceava, Oricum, pregătirea temeinică din liceul pedagogic, care era atunci și din școlile normale de mai târziu, s-a văzut mereu la admiterea în facultăți. Știi că, nu știu dacă l-ai cunoscut pe Alex Savitescu, mama lui, a fost cu 2 ani mai mare, deci tot în liceu pedagogic, cu 2 ani mai mare, da, a terminat mai înainte, Camila Savitescu, colegă și de radio multe vreme, i-a terminat filologia din coace, bineînțeles că mai țin legătura încă cu foștii colegi, chiar dacă erau din an mai mare, am ținut legătura cu ei pe tot parcursul. Și la conservator, deci 4 zile atât au fost până la proba de aptitudine și am trecut și am rămas la conservator. Cum a fost 4 viața? Ani, tot la... Asta zic, 4 ani de conservator. Tot la Cămin. Tot la Cămin, din nou printre străini. Printre străini. Cum v-a primit Iașul? Mi-amintesc că prima dată când am călcat în Iași, deci am oprit la gară, eu și colegul meu aveam... nu geamantan și nici rucsac, erau valizele importante. Și am ajuns, când am coborât din tren, așa, că la Suceava, coborât din tren la Iași, am întrebat și noi cum ajungem la conservator. Oamenii spuneam, urcați, așa mergeți pe jos, ci că nu vă pun. E aproape. Tramvaiul, știi, trecea atunci prin Piața Unirii trecea. Vine pe aici, pe Independență și prin Piața Unirii. Da. Se ducea pe Cuza Vodă. Așa era atunci. Da. Și nu vă complicați, așa, luați-o pe jos. Și-a dar pe unde? Mi-o arătat spre ele pe Galbene. Și
când am ajuns noi acolo la Râpa Galbe, la treptele acelea, le-am lăsat valizele lângă noi, le-a tras sufletul, era bine, le-a zis, hai, urcăm. Și la noi, dar cine a impresionat așa de tare, am rămas impresionat și de Piața Unirii, că am luat-o exact pe Lăpușneanu, am urcat pe aici, pe unde aveți și dumneavoastră sediu, și am luat-o pe Lăpușneanu. În inima orașului. Parcă ar fi fost ieri, țin minte, parcă ar fi fost ieri. În 68 era, în primăvară, în 68, în vară. Da. Incredibil. Da. Ați avut prietenii importante în conservator? Ați întâlnit oameni care au lăsat acolo amprente clare în destinul tot dintre profesori. Da? Tot dintre profesori. Profesor excepțional și îl duc aminte și cu respect deosebit față de cel care a fost profesorul George Pascu și profesorul de folclor Gheorghe Ciobanu, extraordinar, cel mai bun bizantinolog din România, care și-a luat primul doctoratul în folclor, Gheorghe Ciobanu. O personalitate. Excepțional, ca să dau numai două nume, exemple, să da. Numai dau numai două exemple. Și culmea că profesorul Pascu, George Pascu, a fost cel care m-a recomandat la Radio Iași ca să fac practica studențească, ultimul an de studiu. Acolo ajungea? În 81? În 81. Am fost trei colegi de an care am fost recomandați pentru practica studențească la Radio Iași. Eu trebuia să merg la Suceava, de fapt, la Centrul Creației Populare, cum era pe timpul. Și uite, așa s-a schimbat destinul. Se știa deja. Trebuia să merg în locul profesorului și dirijorului de cor Ștefan Pintilie. În nume cu Ștefan Pintilie de la Iași. Am înțeles. Dar e vorba despre altă persoană. Un om excepțional. Fusese dirijor la corul ansamblului Ciprian Porumbescu din Suceava. Ansamblul Ciprian Bescu din Suceava, a fost înainte un fel de, să zic așa, asociație de muzică și declamație, cum era pe timpuri. Deci avea și cor, orchestră semisimfonică și se multe, întâmplau multe lucruri alte. Importante și acolo. Și Sofia Lipoveanca, au cântat în cor. Era un reper în România. Era un reper. Și în câteva zile destinul s-a schimbat, pentru că tânărul pe atunci, Vasile Pohoaț, a început să facă practică la Radio Iași. Cum a fost prima zi de practică? Păi, prima zi, am făcut cunoștință, șeful secției, redacției muzicale era Constantin Dediu, care îi port o amintire deosebită și un respect deosebit, este în viață domnul Constantin Dediu, mi se pare că trăiește la București, dacă nu cumva a mers la fata lui la București. Bine, s-a rămas în ea și multă vreme, era șeful redacției muzicale și știu exact pe cei care au fost atunci. Era Eugen Pătrașcu, Cornel Sletinaru, Teodor Lupu, care era la folclor. Cine mai era? Odată cu angajat după aceea, la un an de zile, odată cu Mircea Verusi, deci mai târziu puțin, Val Gafta. Personalități. Plecase din Radio Iași Dumitru Moroșanu, celebrul Dumitru Moroșanu, care era București, și mai era Zoli Fesco. Zolifesco, el ungur după nume, dar un om extraordinar și el a mai rămas un an de zile după aceea și a plecat și el la București. Ne-am mai revăzut după peste ani și cu Zolifesco și cu mitică Moroșanu, Dumitru Moroșanu, când erau la televiziune. Erau altfel lucrurile așezate atunci, altfel echipele, altfel oamenii. Cred că oamenii erau mai legați, mai atașați, mai liniștiți, mai blajini. Se legau prietenii adevărate. Așa este. Existau oameni care legau prietenii adevărate. Se puteau baza pe cei de lângă ei. Imaginează-ți că am venit în Radio Iași ca practicant. Atunci am început să ascult muzică. Mă probau dacă am urechi muzicale și dacă cunosc zonele folclorice. Erați, eu știam, pentru că în liceu pedagogic făcusem vioară la început și după aceea am făcut trompetă la Școala Populară de Arte. În ultimii 2 ani de liceu am urmat și cursurile Școlii Populare de Arte din Suceava la trompetă și l-am avut pe Ioan Teodorescu, profesor, Dumnezeu să-l ierte. El era, fusese copil de trupă, pulmea. Incredibil! Și el a activat în ansamblu Ciprian Porumbescu, orchestra semisimfonică la trompetă și, mă rog, așa a fost să fie, așa a fost destinul.
Și el a fost cel care m-a determinat să vină la conservatorul de muzică. Culmea. Eu eram șef de promoție, mi-am luat post exact unde am vrut eu, acasă la mine, la Bogdănești. Acolo mi-am luat post. Da. A fost și el a fost cel care m-a determinat și uite, mergi și fă conservatorul. El a văzut că am calități în domeniul acesta. Dicție. Și ce rețin Adina foarte, foarte bine minte, exact parcă ar fi fost ieri, că el mi-a spus în felul următor, zice că, Vasilică, zice că eu aș vrea să urmez tu conservatorul de muzică, așa, dar la trompetă, ceea ce nu s-a putut împlini, pentru că nu aveam eu studiile pe care le aveau cei care terminaseră liceile de muzică. Clar. Bineînțeles, era oarecare diferență. Și zice, trebuie să ajungi trompetist în orchestra simfonică a radio... Nu, a... Radiodifuziune română? Nu, radiodifuziune, a... Asta, cinematografie română. O, Doamne! Destinul era... Atunci, de vremuri, era orchestră și la cinematografie română avea orchestră simfonică pentru a asigura muzica la film. Erau lucruri serioase. Cum era organ... Exact. Era, cred că, un vis al lui din tinerețe neîmplinit și vedea în mine. Și el m-a determinat să... Și a spus, domnul profesor, dar știți, nu am eu condițiile materiale. Când am muzeam de Iași, totuși, studenție Iași, mai zic acolo... Se părea că e de neatins. Domnule profesor, zic, e greu pentru mine. Vasilică, știi ce, facem un contract. Așa, pe toată perioada că tu urmezi cursurile, da. Studenția, de anii de studenție, și când ai să termin, îmi dai banii înapoi. Wow. Și atât câtă încredere. Incredibil. Mai găsești acum așa ceva? Nu, dar nici nu mai găsești oameni tineri care să fie pasionați de ceea ce fac și responsabili într-atât încât să îl trimiți de mic de acasă și el să... M-a fost într-o doară și aveam doar așa tendința asta de a fi... știu, grozav de a ne afirma, da. Pentru că trebuie să mai spun un episod extraordinar, tot de ține de povești. Așa, nu terminasem liceul pedagogic, deci treceam din anul 4 în anul 5. Da. În fiecare an am avut premiul întâi, adică asta fără doar ceva. Și treceam din anul 4 și cu bursă. Treceam din anul 4 în anul 5 și cu un prieten al meu din... Da. Sat Constătean de-al meu, Petrică Tomegea, el a terminat liceul pedagogic al doilea după mine. Constătean, Rați acolo, al doilea. Unul lângă celălalt. Și ne-a trecut nouă pe gând să ne facem ofițeri de marină. Ce bine! Și vreau să-mi povestiți de la Constanța! Da. Și în vacanța de vară am aranjat noi cu cineva de la noi, așa, prin relații, da? Și am luat bilete prin forțele de muncă de la Fălticeni. Noi, elevi de liceu, da? Nu, da. Și să mergem la Constanța, în portul la Constanța. Ne-am dus în portul la Constanța. Să vă faceți marinari. Nu, să vedem acolo ce e și să vedem noi, așa, să devenim marinari. Asta era concepția noastră. Ne-am urcat într-un tren de la Fălticeni, Dolhasta, un tren de noapte. Am ajuns dimineața în Constanța. În gara la Constanța și când ne-am dus, am luat o mașină, nu știu cum, un autobuz. Și am ajuns, țin minte și acum, era un restaurant, o terasă acolo pe malul mării, sus în Constanța, unde se coboară la plaja modern, așa zicea atunci, modern. Țin minte toate locurile cele acolo. Și când am ajuns acolo sus, era dis de dimineață, soarele de-abia răsărea. Și când am văzut imensitatea aceea de apă, Doamne. Am scăpat valizele de mână. Și eu și Petrică Tomegea. Așa a rămas trăsniți, așa că am văzut atâta apă, că e acolo sus, locul cel ai sus, la înălțime, dacă știi. Da, știu exact, m-am poziționat acolo. Da. Și apoi ne-au dus în port acolo. Și rămânem cu povestea aici. Rămânem acolo cu tânărul Vasile Pohoață, trecând din anul 4 în anul 5 de liceu, la liceul pedagogic din Suceava, ajuns la Constanța, să vadă care e treaba cu marinarii. După pauză, doar la Oameni de Poveste. Ne-am întors, închidem ochii și suntem acolo, în portul de la Constanța, cu domnul Vasile Pohoață. Era un tânăr vretnic și harnic, care avea toată lumea la picioare, dar deocamdată avea toată Marea Neagră la picioare. Mulțumesc! Toată Marea Neagră la picioare, dar ți-o minte cum era organizată activitatea în portul la Constanța? Da.
Extraordinar. Erau două sectoare, da. Sectarul 1 și sectorul 2. Sectorul 1 era cel mai greu. Era cu minereu, cu pei de cămilă, cu chiorestea, cu ciment. Cu... Acolo se muncea pe brânci. Erau câte 8 ore. 8 ore și 16 libere. Și tură de noapte. Și noi, la câți ani avem noi atunci, 19 ani, când ne-au văzut, șeful de echipă era de la Mălin, Suceava. Da. Fost boxer fost vagabond prin Balta Ialomiții, da. Și boxer la Clubul Faro. Avea dar o istorie. Un om de zahăr. Da. Un caracter formidabil. Și era în echipa noastră și câțiva de la Botoșan, țin minte, numele, și ne întreba, el era fecior de Chiabur. Și când au auzit că noi suntem elevi de liceu, nu le venit a crede. Și căutați-vă aici, băi, noi vrem să ne facem ofițeri de marină. Și dacă reușeam, Adina, aoleleu, eram șeful Băsescu. Cât mai mare ca vârstă. Numai că n-am putut să... Am fost la comandamentul liceului... De marină? Liceul Institutului. Mircea cel Bătrân. Cel Bătrân. Am fost în audiență. Tot cei din port ne-au aranjat. Ei se cunoșteau doar. Da. Și am mers la comandant. Și am explicat totul. Așa. Și chestiunea că nu făceam în liceu pedagogic algebră superioară. Aici a fost singurul impediment. Nu făceam algebră superioară. Bine, dar să revenim din coace și eram ăștia și ziceam, măi, ce căutați voi aici, mă, băieți, mă? Și știi cine ținea la noi mai mult? Așa, un țigan turc, era Ervan, îi zicea, înalt cât ții ușa era. Așa. Și când am avut noi, când am ajuns după 15 iunie, după ce s-a terminat școala, da. Așa, și până la 1 iulie n-aveam legitimație să urcăm pe vas. Pe vas era mai ușor, cumva, decât la sol. Și am nimerit primul șut la ciment. O, Doamne! Ce știam noi, niște copii, ce cimentul, șutul la ciment? Și aici am vagonul cu ciment, da. Saci câte 7 pe coloană, ți-am minte cât ai trăit, așa, și să facem o rișcă. Luai sacul aici și îl dădeai la, numai în slip, într-un short, în ăsta, într-un pantalon scurt, și în față, așa, și cu mânuși și atât. Și luai sacul, îl puneai pe paletă aici, la ușa vagonului. De acolo lua cu macareaua, îl dădeai în vas. Cât timp v-ați chinuit pe acolo? Cât am rezistat la șutul cea? 2 ore. Și eu și Petrică Tomegea, las de-o scos afară. Și ăștia făceau mișto de noi. Când era sacul ăla de jos, se dădea sacul așa și râdeau de noi, știi? Volanii râdeau de noi. Scoate mă la copii ăștia. Era experimentul lor. S-o luat la trântă cu sacul. Și țiganul la turc, iar van, băi, uite ce care-i treaba. Ia faceți voi turile la băieții ăștia, care nu cu mine are de-a face. Bineînțeles că noi ieșea nimeni de cuvânt. Cu toate că nu era el șeful de echipă. Șeful de echipă era pe vas, dirija Macaraua. Era un lider adevărat. Dar știi care-i treaba? Că noi ne înfierbântasem cât de cât așa și când ne-am așezat tot țăruc așa să ne odihnim, nu ne-am mai putut ridica de acolo. Țapele am rămas acolo. Și apoi fâșchiit ăsta la șeful de echipă, a venit șeful de echipă și ne-a dus la șeful de sector. Ei făceau tonaj acolo, erau niște chestii de parametri, de producție, nu știu. Era treabă serioasă. Țineau salariile lor, țineau de chestiunile astea, da? Indicii ăștia de plan, sau cum Dumnezeu le-a fi spus atunci. Așa. Și ne-a dus la șeful de sector. A, simpatic șeful de sector. Așa. Și ne-a lăsat pe bancă acolo, așa, la... Era o baracă din asta, așa. Dar se vedea că era de acum spre seară, cumva. Se vedea până geam, așa, era lumina aprinsă în interior și apoi a intrat șeful de echipă, ce-a discutat cu el, dar atât, numai prin semne, dar m-am așezat pe banca, ce pe laița, ce acolo, la afară, ăsta, pe acolo, și ai înăuntru, a intrat înăuntru, șeful, clar, și ne-a omul ăsta la întrebări. Da, foarte simpatic și el. Băi, tu unde sunteți, băi? Ce căutați, băi? Ei au crezut că noi suntem fugari. Asta a fost în mintea lor. Și șeful de sector mi-a spus, suntem la liceu, și așa vrem să ne facem ofițeri de marină. Nu mersesem la comandă, după ce am mers. Așa vrem să ne facem ofițeri de marină, în ce am zis noi acolo. Așa. Și apoi el ne povestea cum era în port la Constanța când era el tânăr. Frumos. Era bătână. Poveste-mi, poveste. Măsliniu, nu știu ce, dar simpatic de tot. Dar cel mai fain, șocul puternic,
Și de acolo am învățat foarte, foarte multe din momentul acela, în prima seară. Am făcut cazarea și acolo ne-am întâlnit cu un consultant al nostru care era fugit, făcut o necază în armată, nu știu, stricat o armă, nu știu ce a făcut el pe acolo, și era fugar. Petrică Broscoie, Popescu îi zice de acasă, da, familia. Și era fugar și am dat de el întâmplător, am dat de el acolo în port la Constanța. Și hai să facem cazarea. Știi cum era acolo? Era 5 stele. 5 stele, știi? Paturi de alea suprapuse, cred că erau vreo 100 și ceva de paturi, toate împreună, așa. Era o hală mare, așa. Se mătura cu măturoiul, nu cu aspiratorul, cu măturoiul, așa. Dar paturile deasupra, n-am înțeles de ce nu erau ocupate. Paturile deasupra nu erau ocupate. Numai cele de dedesubt. Mai erau undeva pe un colț acolo, la hală aceea, așa, și andrămală. Ce erau niște paturi sus ocupate. Și Petrică Broscoi zice, băi, Vasilică, știi ce? Băi, zice, hai stați aici lângă mine, băi. Că el știa care e rânduial acolo. Era prima zi, prima seară. Ne? Ai asistat vreodată la o vânătoare de ploșnițe? O, nu. O, nu. Vai de mine. Asta e. Simpatic, extraordinar de frumos. O, Doamne! Dar la vreo bătaie, așa ca în filme, ca în western, eu am văzut, era zi de salar și am ieșit și noi cu ăștia, ai noștri. Da. Dar ăștia care lucrau în port, când îi vedeai în oraș, nu ziceai că sunt docheri în port. Erau fercheș. Da. Și ei îi luau, așa de simpatie îi luau cu ei. Ați avut ce învățat? Da, bineînțeles. Cât a stat acolo? Vreo trei luni. Dar ați plecat cu tolba plină de lucruri. Învățăminte, principii pentru viață. Da, corect. Și v-ați întors la Suceava, dar oricum acum venim la Iași, la conservator. Pentru că vreau să ajungem și la dragostea asta, pentru pasiunea asta, pentru folclor. Pentru că toată lumea care aude de Vasile Pohoață știe că dumneavoastră sunteți un reper printre... Asta e foarte adevărat și asta datorită tot oamenilor pe care i-am întâlnit în viață, datorită contextului în care am activat și vreau să spun că activitatea pe care am desfășurat-o la Radio Iași pentru mine a fost extraordinar de benefică. Puteam să citesc eu toate cărțile de folclor din toate bibliotecile din lumea asta, dar dacă n-aș fi făcut muncă de teren, am bătut toată Moldova asta. Toată Moldova asta am bătut-o și prin câte localități n-am fost și cu câți oameni n-am stat de vorbă, de la academicieni până la docheri, până la, să zicem așa, până la oameni. Dar culmea că cei de jos sunt unii dintre ei atât de, sau au fost unii atât de istiți, n-aveau doctoratul, n-aveau nimic, nici absolut nimic, școala vieții, oameni extraordinar de inteligenți. Și de la ei am învățat foarte, foarte multe, foarte, foarte multe. Știți că oamenii de acasă vor să vă audă, că dumneavoastră ați fost acolo înconjurat de toate vedetele pe care încă le mai ascultăm, unii s-au dus la ceruri, alții încă ne mai încântă și ne mai cântă. Povestiți-ne așa niște întâmplări, cum ați cunoscut... Noi eram axați mai mult, atunci era mai mult pe un fel de cercetare, de investigații în teren cu privire la zestra folclorică. La zestra folclorică, și ca obiceiuri, și, dar ne ocupa mai mult de folclor muzical și folclor coreografic, poate mai puțin, bineînțeles, ne-am ocupat și de cântarea României și de toate celelalte genuri artistice, să spunem așa, dar cu predilecția asta era munca mea, asta a fost și a colegului meu Teodor Lupu, după aceea Teodor Lupu a plecat din radio prin 74-75, în fine, a venit colegul meu tot de conservator, Victor Băcaran. Noi făceam emisiunile astea de folclor, raportându-ne exact la creația din vatra satului. De acolo, din Rău. Mai puțin, aveam în atenție și interpreții de folclor, dar interpreții de folclor nu făceau înregistrări cum fac acum. Înregistrează ce vor ei și cum vor ei. Atunci erau niște comisii și înregistrările se făceau la București cu orchestra radio, a radio-televiziunii din București, orchestra populară, chiar și orchestra simfonică, și noi făceam și noi în studioul din Iași înregistrări, dar bineînțeles tot în urma trierii materialului folclor propus de un instrumentist sau un solist vocal de către o comisie.
Acum am înțeles că oricine vrea să se apuce de folclor. Eu parcă am un pic de voce, acuș mă vedeți că vin la dumneavoastră. Cioc, 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 domn Pocoață, vreau și eu să... Nu, Doamne ferește, nu e ăsta drumul. Și de asta cred că s-a... Și mi-aduc aminte că în primii ani de radio a fost... Era Eugen Pătrașcu. El era mai vechi cu câțiva ani și mai mare ca vârstă, bineînțeles. Și noi ne chinuiam atunci. Eu nu puteam concepe cum poți să pui două melodii, să le legi cap la cap, una fiind într-o tonalitate, asta altă în altă tonalitate. Zic, nu se poate. Nu e. Și îmi spune Eugen Pătrașcu, băi, Vase, du-te mai, că nu are nicio importanță, ci că aici nu-i cum ai studiat tu la armonie, ci că nu-i problemă aici. Nu trebuie să faci modulații, ponte de trecere. Nu. Nu-i nicio fel de problemă. Și atunci mi-a zis o vorbă și parcă mi-a fost ciudă pe el, într-un fel. Dumnezeu să-l ierte, dar mi-a zis, băi, Vasea, nu te mai chinui cu modurile populare, vezi, cu analizele astea așa stricte, strict da. De specialitate. La delicatețe. Hai să vezi că peste 50 de ani tot o să fie uniformizat. Și a avut dreptate. Uitați-vă, că peste n-au 50 de ani 50 acum. N-au trecut 50 mai de puțin. Ani de atunci. Mai puțin. Au mai fost vorbe de astea și la ele am ajuns, la toate. Despre viitorul, care este prezentul care este prezentul nostru. Povestiți-ne un pic de întâlnirea cu televiziunea. Păi, la televiziune, păi, a fost perioada cât Radio Iași a fost desființat, în 85, 12 ianuarie 85. Mi-aduc aminte. Momentul ăla, crunt. 12 ianuarie 85, da? S-a reluat activitatea după aceea, perioada în care a fost director la Centrul Creației Populare la Iași și înainte am lucrat la sindicate. O altă perioadă de mare experiență. Am cunoscut niște oameni formidabili. Știi câte comitete de sindicate erau atunci? Câte? 164. În Iași. În afară de CUG, în afară de UJCM, în afară de Sindicatul Învățământului. Atâta producție era. Da, atâtea întreprindere era. Incredibil. Da. Și acum? Nu intrăm în discuția asta. Acum sunt numai lideri de sindicat. Da, avem tot felul de lideri. Haideți să mergem acolo la televiziune. Ați avut emoții, a venit firesc. După reluarea activității, deci la Radio Iași, s-a ființat studioul TVR Iași și au funcționat împreună. Când s-a despărțit instituția, deci radio-televiziunea, s-a despărțit în cele două societăți, mari societăți, și atunci la Iași, televiziunea a trecut deoparte, radio în partea cealaltă. Și domnul Lise a trecut la televiziune atunci, ca director, din coace a rămas Valentin Ciucă la radio, și Grigorie Lisei zice, băi, Vasea, hai cu mine din coace, că suntem la început și e nevoie de... De experiență. De experiență și de muncă, sigur. Și am început încetul. Și am avut, bineînțeles, eu eram obișnuit cu sunetul, cu, mă rog, cu toate chestiunile astea făcuse, mă înregistrări de folclor, înregistrări care sunt în fonoteca radio. Nu e nicio problemă. Și... Dar cu imaginea nu prea cochetasem, cu toate că la sindicate am răspuns de cineclubul, cinecluburile din cadrul sindicatelor și în mod special de cineclubul de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Iași. Și am avut contact și cu regizori și cu operatori imagine și cât de cât am început să, să-mi dau seama cam ce înseamnă arta cinematografică. E foarte complexă, e foarte adevărat, e foarte complexă, dar la televiziune a fost Selean Munteanu, care venea de la București și care era director de imagine, adevărate pe adevăratele, și de la el am învățat foarte multe. Atât mi-a spus într-un moment când eram în Munții Francei, la Năruja, și încercam să înregistrăm un taraf, să și filmăm un taraf cu copze, cu vioară cu teluri, în fine. Și noi n-aveam decât Nagra, și Nagra o aveam cu numai cu două microfoane. Și a făcut niște artificii combinând asta cu Nagra, cu camera de filmat, pentru că trebuia să tragem duble și nu aveam cum trage duble, trebuia să avem suport de sunet și trebuia înregistra sunetul întâi. Și Stelea Munteanu, când a văzut ce combinație am făcut, ce românească ați făcut, așa zice, băi, Vasea, știi ce? Tu dacă reușești, cu sunetul n-ai probleme.
Dar dacă reușești să gândești în imagini, ci că nimeni n-au ce să face. Asta e, cu gândirea în imagini, da, pentru cei care vor în televiziune. Una peste alta, numele dumneavoastră a fost legat tot timpul de mari spectacole de folclor. Așa este, dar mi-aș aminti cu mare plăcere și cu deosebit, așa se spune, o satisfacție, da, prezentările pe care le-am făcut la Chișinău, la câteva serate, cum ziceau ei, spectacole aniversare, și la Mihai Ciobanu, și la Nicolae Glib, și a mai fost și în alte situații la Chișinău. Ei lucrau profesional, lucrau foarte, foarte bine și în domeniul televiziunii și din coace la radio. Am avut prieteni buni și chiar în radio de la Chișinău, Radio Moldova, Iuri Nistor s-a strâns de viață cam tânăr, păcat. Dar mi-amintesc cu plăcere și de Festivalul Barbu Lăutaru, festival concurs Barbu Lăutaru, organizat special pentru TVR Iași, special pentru TVR Iași. Proiectul dumneavoastră, cu etapă de masă, cu etapă de asta, semifinală și finală, și am mers cu carul de televiziune la TVR Iași și în toate județele. Concurenții erau din județul respectiv, acompaniați de formația de acolo. Și juriu? Din județul și juriu. Aici a fost o chestiune inedită. Așa, unii m-au lăudat, alții, bineînțeles, să știi că fiecare om de succes are în spatele lui foarte mulți invidioși. Juriul era format, atipic, din câte două persoane de specialitate, profesori de regulă, profesori de muzică, dirijori de cor, folcloriști, din fiecare județ din Moldova. Deci 8 județe, 16 membri ai juriului. Care juriză, profesor, nu, oameni de specialitate, nu oricare. Spre exemplu, Reiași erau profesorul Viorel Bârleanu și Florin Bucescu. Florin Bucescu, doctor în folclor, dar adevărat doctor. Personalitate marcantă. Adevărat doctor, da. Și la Botoșani era Ion Cubâlă și încă cu cineva, nu mai țin minte, așa, la Suceava, în fiecare județ erau câte doi oameni. Și trimiteau notau în urma emisiunii pe care o vedeau la televizor. Deci, din capul locului Adina, aveam 16 telespectatori garantați. A fost bine, bine gândit proiectul. Bine, da. Și a fost faină. Și după aceea Vocea Populară, dar Vocea Populară a fost, că proiectul a fost al meu, da, strict al meu, și Vocea Populară, și aveam o audiență formidabilă. Cea mai bună audiență în TVR Iași. Cea mai bună audiență cu emisiunile astea, concurs. Pentru că erau concurenții, erau după aceea întrebările, nu întrebări capcane sau nu știu ce. Eu vreau prin întrebări și prin răspunsurile concurenților să ridic, să aduc la lumină exact, cum să spun eu, activitatea folcloristică din județul respectiv, instituțiile artistice, folcloriști, oameni deosebiți care au fost în locurile respective, au trăit în locurile respective. Și bineînțeles că era o audiență formidabilă, au avut emisiunea. Ne apropiem de final. Și nu pot să vă las să plecați. Aveți o voce inconfundabilă, o voce baritonală. Ați avut vreodată un gând din ăsta puternic? Ar trebui să mă apuc de cântat? Ba da. Ați avut? Da. Dar nu orice situație. Nu. Da? Se spune că omul cântă, să zic așa, sau și dă drumul glasului atunci când e la supărare. La supărare, la necaz, la amărăciune. La amărăciune. Dar amărăciunea asta poate să fie și din dragoste, și din necaz, cum ar veni, și poate să fie și bucurie. Și dintr-un să dor. Să zic așa, ce anume? Dintr-un dor. A, nu. Doar atât aș vrea să mi-amintesc de un cântec pe care l-am înregistrat. Era, mi se pare că de Flori, dacă nu cumva, cu fanfara de la, renumita fanfară de la Liteni, Belcești, țărani, autentici. Așa, da, ei
proveneau străbunii lor, străbunicii, bunicii, străbunicii, erau de la Litensu Ceava și au fost în proprietăriți în zona asta și au venit cu toate, cu cățel, cu purcel, cu obicier, cu toate, de așa. Și am înregistrat odată și erau trei frați cu o jocară. Ne-am dus acasă la unul din ei. Și nu aveam decât un reportofon. Sunt înregistrările și acum în fonotecă, da. Le mai dau eu din când în când, așa. Și un cântec foarte interesant. După aceea am aflat treaba aceea. Și i-am înregistrat cu anumite piese de fanfară specifice, da. Jocuri, melodii de joc, asta cântau ei, așa. Erau trei frații cu o jocare, dar la, nu știu la care din ei, mi se pare că la Vasile sau la... Nu știu care din Mitică, nu știu la care a fost din acasă, da. Și bineînțeles că eu am adus niște vin acolo, că v-a zis domnul redactor, noi nu putem cânta așa pe uscat, nici proasca, nu că nu. Așa, o adus ei acolo, ce-i sit, cu un pahar, nu știu ce. Nu putem face acordaj, la instrumente. Nu, că dacă nu stai de vorbă cu ei, nu scoți nimic de la ei. Se blochează și nu cântă nimica. Da, și am înregistrat tot ce am înregistrat și la un anumit moment am întrebat. Zic, bun, dacă mergeți la nunți, la petrecere, la asta, băi, din gură nu cântați? Și că, domnule profesor, păi ce ne mai așa amorsăm noi puțin, ne îmbătăm așa? Păi cântăm și din gură, dacă nici iar oamenii. Dar ce cântați, măi? Și a început cântec, care e cântec de la Bărberitul Mirelui, la noi, cântecul Mirelui, știu, am toți, e cam același, dar ăsta un cântec specific. Bine mai era Flăcău. Oie verbeșundu de măi, bine. Era, când eram la tatăl meu, mă rog, dar de când m-am însurat, nu știu cum, așa, niște versuri foarte frumoase, niște da. Versuri frumoase. Și asta au devenit la noi, la TVR, așa un fel de im. Un fel de im, da. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru toată franchețea, pentru tot ceea ce sunteți dumneavoastră. Eu mulțumesc și eu pentru invitație. Aș sta cu dumneavoastră la taclale încă vreo două zile, trei. Aproape că nu știi pe care să le spui și... Da. Care să fie mai... Da, îmi promiteți că mai veniți, da, pe la mine. Să mai stăm așa, să mai stăm de vorbă. Vă mulțumesc din suflet. Am zis așa, un destin împlinit, o poveste pe cât de uimitoare, pe atât de sănătoasă. Povești de care avem nevoie într-un 2017 atât de furios, de agresiv, să ne mai decuplăm din lumea asta și să mai aflăm că destinele se împlinesc și altfel. Vă mulțumesc vouă, oamenii mei, de poveste.